Vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la acest briefing de presă. Vreau să vă informez faptul că am participat la o întâlnire într-un cadru restrâns cu domnul prefect Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul președinte Ion Dumitel, președintele Consiliului Județean Alba, domnul doctor Aurel Crișan, medicul șef OCU Zmurd Alba, care, în calitate de autorități publice județene și mai ales de reprezentanța ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, au ținut neapărat să felicite colegii mei care s-au întors recent de la misiunea de intervenție pentru stingerea incendiilor din Grecia. Totodată, în semn de apreciere pentru efortul depus de către colegii mei, aceștia au primit din partea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență o diplomă de apreciere și un cadou. Vă rog să-mi permite să prezint colegii mei. Este vorba de domnul Maior Botezan Radu, domnul plutonier adjutant șef Oancea Marius și domnul plutonier adjutant Ciuta Cătălin. Vreau să îi las pe colegii mei să prezinte. Eu o să mă retrag pentru că este meritul lor și pentru ei suntem astăzi aici. Înainte de asta vreau să vă informez faptul că pentru această misiune din Grecia sau pentru aceste două misiuni din Grecia am fost solicitat să participăm cu personal din partea inspectoratului și cu autospecială de primă intervenție și comandă. Alocarea la nivel național a fost în funcție de dimensionarea inspectoratelor, în funcție de categoriile de tehnică de intervenție care sunt în dotare. Totodată, așa ca o curiozitate și vreau să vă spun faptul că într-adevăr, toate aprecierile și toate cuvintele de laudă adresate pompierilor români care au făcut cinste prin prezența lor la intervențiile din Grecia, din punctul nostru de vedere, au fost perfect justificate. Personalul care a participat la aceste intervenții a participat în mod voluntar, ei s-au oferit să participe și vreau să vă spun că, de exemplu, colegul meu, Radu Botezan, care a participat la ambele misiuni, și atât la cele de pentru stingerea incendiilor din insula Evia, cât și în Atica, la cea de o misiune, a venit din timpul său liber. Era la mare împreună cu familia. În momentul în care l-am sunat să participe la aceste intervenții, primul lui gând a fost cum ajunge bagajul la București. Eu l-am anunțat în cursul după amiezii că va trebui să plece într-o misiune în Grecia, iar primul lui gând a fost cum să ajungă bagajul la București, pentru că în dimineața următoare urma să plece în Grecia. Din punctul meu de vedere, și el, cât și ceilalți colegi, au făcut față și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru efort, au făcut față cu succes și sunt convins că oricare dintre colegii mei ar fi fost nominalizat sau ar fi fost desemnat sau ar fi participat la această misiune de intervenție, aceste misiuni de intervenție ar fi făcut față la fel de bine. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră pentru participare și vă rog să împărtășiți cu ei și mai ales ei să împărtășească cu dumneavoastră această experiență extraordinară pe care am avut-o. În primul rând, sunt onorat să fiu aici, să primesc atâtea cuvinte de recunoștință din partea autorităților locale, din partea comandantului nostru și din partea comunității pe care o deservim. O misiune internațională presupune, la fel ca cele din țară, dar cu atât mai mult, o rigurozitate destul de mare în planificarea intervențiilor, în abordarea situațiilor pe un teren necunoscut, pe un relief necunoscut nou, pe o climă cu totul necunoscută și pe incendii de pădure care se manifestă cu totul altfel decât la noi în țară, astfel încât siguranța oamenilor noștri, a salvatorilor să fie prioritară și totuși să putem să fim un real sprijin și un real ajutor pentru comunitățile locale. Intervenția s-a resimțit în plan internațional din punctul meu de vedere, deși aveam o oarecare experiență internațională, mai mult pe parte de pregătire, de cursuri, asta a fost o misiune reală, s-a resimțit așa cum ne așteptam, intens, cu perioade destul de dificile, destul de grele, cu temperaturi foarte ridicate, cu incendii de o magnitudine și de o viteză a dezvoltării cum eu personal și nici colegi, nici comandantul misiunii nu am mai văzut. Aspecte datorate, cum vă ziceam, vegetației de acolo și a vânturilor foarte puternice și așa mai departe. O experiență, zic eu, utilă, din păcate, care a dus pagube majore cetățenilor eleni. Din fericire nu a fost nicio victimă, sens pentru care discutam cu ofițerul elen de legătură. În 2007 au mai avut astfel de incendii și au fost peste 100 de morți.
au și ei implementat exact ca la noi și am primit și eu pe telefon același sistem RO Alert, dar tradus pe Grecia, care a funcționat foarte bine. Oamenii au conștientizat pericolul și toate satele și chiar în a doua misiune am intervenit în imediata apropiere după evacuarea satului pentru a proteja casele. Oamenii au înțeles cu toții importanța evacuării și, Doamne, cu ajutorul Dumnezeu, n-a fost nicio victimă. Nu ne povestesc cam cum a decurs o zi de misiune, o zi de intervenție. Așa, vă trezați la 5, nu? Așa este. Deșteptarea era la ora 6 în fiecare zi. Programul nostru, programul pompierilor care interveneau în teren, eu cu colegii mei am fost strict parte de stingere, am coordonat echipe din teren și am acționat acolo. Trezirea la ora 6, la ora 6.30 ne aflam în baza de operații, la ora 7 ni se deau misiunile în colaborare cu ofițerul grec care avea imaginea de ansamblu de la centrul lor de comandă și ne dislocau pe versanții, pe munții, în care era mai mare nevoie de noi de sprijin și de protecție, pentru că multe zile la rând am făcut o oarecare protecție. Am stat în imediata vecinătate a zonei arse față de zona verde și am localizat și am stins mici focare care puteau oricând să se extindă. În anumite zile, și au fost câteva zile și în prima și în a doua misiune, din nefericire s-au inițiat anumite incendii și a fost nevoie de intervenție propriu-zis pentru stingere și acolo ne-am luptat cu flăcări de 15-20 de metri, pot să spun, incendii de coronament foarte rapide. Am văzut cum un sat întreg a trecut frontul flăcărilor în aproximativ 5 minute peste el. Am protejat destul de multe locuințe să nu se aprindă și așa mai departe. Deci, la ora 7 primeam informațiile de zona în care trebuie să ne dislocăm, iar începând cu ora 7.30, toate autospecialele de intervenție și cu personalul aferent se aflau în teren, în zona dispusă. În intervalul 7.30-15.30 se muncea în schimbul 1, pentru că la temperaturi de 40 de grade, în costume de protecție, pentru că siguranța salvatorului, am spus, era prioritară, mai mult de 7 ore de muncă efectivă deja devenea imposibil. La ora 15-15.30 se efectua schimbul și stăteam până în jurul orei 10, seara, cu schimbul 2. Urmând să ne întoarcem în bază, să facem ședințe, să vedem pentru următoarea zi ce avem de pregătit, ce avem de îmbunătățit. Ne întorceam la cazare. În prima misiune am fost cazați la o mănăstire, la o biserică, niște chilii, dar condiții decente și condiții mai mult decât satisfăcătoare pentru noi. Ne mai spălam din haine și ne puneam la somn pentru a doua zi. Ați acționat doar cu autospeciale sau și cu mijloace de primă intervenție? Autospecialele au în dotarea lor mijloace de primă intervenție. După cum vă spuneam, am acționat și preponderent în a doua misiune nu erau drumuri de acces în zonele pe care trebuia să le protejăm. Teren stâncos, teren foarte dificil, așa că avem acei saci cu apă, vermorele le spunem noi, saci stingător. Fiecare om lua un sac cu 20 de litri de apă în spate, urca pe teren stâncos până la limita de care vă spuneam, dintre zona arsă și zona care se putea aprinde și lichidam focarele cu acești saci stingători cu mijloace de primă intervenție. Dar din dotarea autospecială. Ați avut sursă de alimentare cu apă pentru mașină? Da, la fiecare două autospeciale de stingere aveam în dotare și o cisternă special concepută pentru a alimenta aceste două. Iar cisterna făcea o navetă între primul hidrant și zona noastră. Deci, niciodată erau nu. Erau hidranți. Da, erau hidranți, nu întotdeauna, dar la o rază, să zic, de 5 km, întotdeauna am avut un hidrant la îndemână din care să alimentăm cisterna, care la rândul ei ne asigura o rezervă de apă pentru mașinile de stingere. Niciodată n-a rămas fără apă și a fost prioritatea noastră, în primul rând, dacă cumva să inițiam un foc și o ardere puternică, să avem apă pentru protecția noastră, să putem să ieșim din zona respectivă. Cred că mai mult decât partea tehnică ar fi interesant să ne povestiți despre experiența umană, voi acolo, și ați precizat la un moment dat că trebuie să faceți evacuări. Cum ați văzut voi, cum au reacționat oamenii când s-au văzut în fața flăcărilor de 15-20 de metri de pe care voi le-ați precizat
și au trebuit să își părăsească locuințele și mai ales că erau ajutați să-și părăsească locuințele de pompieri din alte țări. Cum s-a văzut experiența asta prin ochii lor și cum ați simțit-o voi? Aș vrea să rectific, poate am fost greșit înțeles. Am intervenit imediat după ce au fost evacuați oamenii, n-am participat la evacuarea propriu-zisă. Evacuarea propriu-zisă a fost făcută de către trupele de protecție civilă grecești. Dar pe drumul de acces am interacționat, bineînțeles, și în zilele în care făceam această protecție, cum v-am spus mai devreme, populația, comunitatea locală era în permanent apropiere față de noi. Zilnic, oameni simpli, oameni locuitori ai comunităților respective veneau în zona afectată, în zona în care am dislocat, cu apă rece, cu fursecuri, cu mici chestii, să-și arate mulțumirea față de noi și să-și arate, până la urmă, securitatea, se simțeau mai în siguranță când ne vedeam în zona asta. Gratitudinea pe care am primit-o din partea poporului și a oamenilor de rând, în primul rând, pe că asta a fost cea mai mare mulțumire a noastră. Rar mi-a fost dat să primesc atâta de multă recunoștință din partea oamenilor pe care îi deservim. Cum vă spuneam, toată lumea era în jurul nostru. La întoarcerea în bază, seara, bineînțeles, ne regrupam într-un punct și ne încolonam. Veneam cu toții într-o coloană restrânsă, ieșeau oamenii la porți, își puneau mâna la inimă, ne salutau. Simțeam în ochii și în gesturile lor mici o deosebită mulțumire și apreciere, fapt care ne-a dat și putere să stăm pe temperaturile astea grele, să urcăm sus pe munți și în zilele respective să și luptăm cu flăcări, care, v-am spus, n-au fost deloc ușoare. Așa, dacă ar fi spus că premieră, că n-ați mai întâlnit asemenea incendii sau intervenții. Dar dacă ar fi să comparați cu o intervenție din județ, care ar fi cea mai importantă la care ați participat, apropo de asta din Grecia, să zic? Incendii? Sau... Sunt specific cursuri diferite ale intervențiilor. Dacă vorbim de intervenții de operatori economici de hale cu depozitări de substanțe periculoase sau nu, care generează focuri foarte mari, da, se aseamănă ca și radiație termică, ca și temperatură, dar sunt diferite. Pe parte de incendii de pădure, eu personal nu am participat la astfel de intervenții. Vegetația noastră este mult mai verde, nu arde la modul ăsta, nu se propagă foarte, foarte tare. Acolo clima este foarte uscată, umiditate spre zero, vânturi foarte mari. Incendiile de coronament, adică care produc flăcări foarte mari, sunt mult mai frecvente. Din fericire, în județul nostru, eu nu am participat la astfel de intervenții în cei câțiva ani de când mă ocup de aspectul ăsta. Să lăsăm și pe ceilalți colegi din astăzi să ne spună niște experiențe care i-au marcat și care le-au adus cu dânsii din Grecia în... Cum ați văzut interacțiunea cu colegii din alte țări? Cum a fost pentru voi treaba asta, ne interesează. Mă bucur, în primul rând, de primirea care ne-a scut-o. Mulțumim autorităților locale că ne-au primit și au recunoștința care ne-au arătat-o. Am făcut parte, alături de domnul Maior și colegul meu din echipajul din cadrul ISU Alba, care am fost delegat pentru a face parte din modulul de stingere a incendiilor din Grecia. Am încadrat autospeciala de prima intervenție și comandă, iar la nevoie am făcut parte și din autospecială pentru stingere. La fel, a fost un drum destul de lung, iar la sosirea în apropierea Atenei, unde am avut baza de operații, am resimțit temperaturile foarte ridicate. În acea zonă am întâmpinat un relief muntos, dificil. A fost o experiență benefică pentru toți. Am îndeplinit, zic eu, cu brio, misiunile care ne-au fost încredințate, fiind în permanent sub conducerea pompierilor greci. Ei stabileau misiunile, precum și locațiile în care să intervenim. Am făcut echipe cu diferite inspectorate din țară, în funcție de ce era la locul solicitării unde am fost amplasați, eu zic că... Iar în legătură cu relația cu alte țări, relația noastră a fost strict cu pompierii greci. Pompierii greci coordonau toate modurile de intervenție care au fost la fața asta și aveau ofițeri de legătură desemnați pentru fiecare țară în parte.
Ne-am întâlnit pe teren și în aceeași zonă erau dislocați și colegii noștri polonezi. Am schimbat opinii, am schimbat păreri, dar strict pe partea asta doar în zilele și în tranzit, când ne întâlneam pe drum. Zonele erau diferite, românii erau într-un loc, polonezii în altul. N-am avut ocazia așa de mult să lucrăm umăr la umăr, să spun așa, fizic. Dar am lucrat umăr la umăr în tot ansamblul intervenției. Da. Eu aș vrea să vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte exact ce ați văzut în momentul în care ați ajuns acolo, ce ați simțit, să ne facem și noi o imagine despre ce ați văzut în momentul acolo și dacă a fost un moment care v-a marcat. Vreau să vă spun că la momentul ajungerii în Atena se intra pe autostradă de 8 benzi, 4 pe fiecare sens. Și focul era, adică era deja zona arsă prin care am trecut noi. Totul era păjolit în dreapta și în stânga. Am întrebat ofițerul Elen și mi-a transmis că focul a trecut de pe o parte pe cealaltă autostrăzi. Vă dați seama, era vorba de 10 de metri distanță. Vă dați seama ce flăcări uriașe au fost acolo, astfel să se propage de linia aceea de separație, care era autostrada aceea destul de mare. Deci cam asta a fost prima imagine și a fost impresionantă. Peste tot erau dislocate buldozere ale armatei, care să ajute la localizarea incendiilor prin crearea de drumuri, prin pădure, prin benzi de separație, astfel încât incendiul să nu se mai propage. Elicoptere brăzdau cerul neîncetat, elicoptere de intervenție, de stingere incendii și chiar și la misiunea noastră la care am participat, mă simțeam ca într-o zonă de război. În permanență, numai cu sprijin aerian puteam lucra, atât terestru cât și aerian, să putem să oprim liniile acelea care înaintau cu repeziciune. Iar mirosul, că vreau să vă transmit stări, că asta m-ați rugat, un miros de fum, un peste tot, adică era ca aerul normal. Mirosul de ars era peste tot. O imagine care m-a marcat și nu știu dacă e tocmai bine să o spun, au fost în satul respectiv când am intervenit pentru protejarea caselor. Oamenii s-au evacuat cu grabă, cu repeziciune și din păcate am văzut și animale de companie care au rămas prin curs. Și unele dintre ele au fost surprinse de flăcări. Cam astea au fost imaginile care m-au marcat și acel miros de ars peste tot, zi și noapte. De asemenea, ce m-a marcat a fost oamenii care stau la marginea satului, plângând, uitându-se spre scena violentă de ardere din interior. Cam astea au fost imaginile nu tocmai plăcute și care te impresionează și care îți dau un fior. Cum au primit vestea familiile voastre că veți pleca într-o misiune internațională? Și o să suportul pe care le-ați primit din partea lor. O să spun în nume propriu și o să-i las după aia și pe colegii mei, care la fel au răspuns foarte rapid. Eu personal i-am chemat în misiune. Familiile sunt obișnuite. Suntem cadre militare, avem o meserie mai riguroasă. Eu de la început și știu ce carieră mi-am ales, sunt obișnuite cu plecarea noastră. Au fost un pic speriate la început, părinții mei acasă, viitoarea soție, la fel, și-au făcut griji, dar ne-am transmis că asta este meseria noastră și pentru asta ne pregătim. Cum ați primit laudele presei internaționale la adresa dumneavoastră? Da. Aici Nu știu ce să spun, nu știu cărui fapt s-a datorat atâta de multă apreciere din partea presei internaționale. Cred că modului de intervenție s-a văzut că suntem o instituție militară cu o rigorozitate mai mare și cu reguli foarte precise de intervenție, dar vreau să vă spun că am lucrat în paralel cu grecii, cu polonezii, toți am făcut aceeași treabă. Eu nu consider că am fost atât de eroi, ne-am făcut treaba la fel ca acasă, dar am fost apreciați mai intens, să spun așa. În momentul de intervenție spuneați că a fost cazați în închirile unei mănăstiri și că la două misiune, cel puțin, pompierii militari români au salvat și o mănăstire. Dar puteți să ne oferiți câteva detalii în sensul acesta? Așa este, chiar personal am intervenit acolo cu echipajele pe care le coordonam și le conduceam la intervenție. Eu m-am nimerit cu ofițerul grec, după ce am protejat anumite locuințe din sat, undeva sus pe un versant se afla o mănăstire. Și ofițerul grec mi-a transmis să mergem să verificăm un pic și cum stă mănăstirea, pentru că focul trecuse efectiv
peste tot în jurul ei. Ajuns și acolo, am făcut o recunoaștere scurtă și am constatat că mănăstirea, surprinzător, nu era afectată deloc, iar când am dat o tură a mănăstirii, am văzut că la chilii, pe partea exterioară, două dintre chilii ardeau în interior, la etajul 1 al mănăstirii. Norocul nostru a fost că am fost acolo la timp, am intervenit de urgență, am stins incendiul exact în limitele în care le-am găsit, doar două chilii au fost afectate, restul pavilionului acel administrativ rămânând intact, restul mănăstirii a rămas intacte. Nici eu personal, să vă spun, că am fost acolo și am rămas și în protecție până a doua zi dimineața, deci 20 de ore am stat doar la mănăstire și am stins focarele din jurul ei, astfel încât să nu fie o problemă. Nu pot să-mi explic în totalitate cum a scăpat mănăstirea aia de incendiu. Totul în jurul ei a fost ars, doar câțiva copaci care puteau să ardă foarte ușor, trei copaci la număr în jurul ei, unde serveau măicuțele masa și aveau așa un loc de umbră, au rămas neatinși de foc și aia mi s-a părut impresionant. Au fost evacuați și... Da. Deci la momentul ajungerii mele acolo și până a doua zi dimineața când am plecat s-au întors măicuțele, era o mănăstire de maici, dar la primele momente eram doar noi acolo, nu mai era nimeni în mănăstire. Doar noi cu ofițerul grec. Când un român merge în Grecia, vine înapoi cu un suvenir. Dumneavoastră, cu ce suvenir ați venit? Adică să ne spună fiecare pe rând cu ce suvenir a... Dar la propriu, nu... La propriu... Și între ghilumele. N-am avut timp de suveniruri și, din păcate, chiar le-am transmis alor mei acasă, cred că și colegii mei, că am venit cu mâna goală, adică n-am luat cadouri și așa mai departe, dar în a doua zi de la măicuțe dimineața am primit câte o iconiță făcută de mână, fapt care ne-a bucurat și a însemnat mult, de la un cetățean care avea o casă acolo și care se ocupa cu apicultura, am primit câte un borcan de miere de pin, din foștii pin care erau în zona respectivă și cam cu asta m-am întors ca și suveniruri de acasă, nu au fost alte chestii, dar zic eu foarte important. Iar la finalul misiunii pompieri greci ne-au dat tuturor câte un mic cadou, un tricou de pompieri greci ca să-l avem, cam asta se procedează între noi, să schimbăm elemente de uniform. Și același lucru l-au primit și colegii mei, am fost în permanență împreună. Au apărut niște informații, cum că ați fost și sunteți ca niște vedete în Grecia, în sensul că au făcut poze oamenii cu dumneavoastră, e adevărat? Nu știu ce să zic. Eu personal am acționat prin zone de pădure în care foarte rar veneau oameni care făceam cu apă și nu a fost cazul. Nu, local nici mă refer. Da, da. Ne mai cereau să facem câte o poză cu ei, dar nu cred că la nivel de vedete. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Da, da, să spun și domnul o experiență, că dânsul... Acum zicea domnul Maior, noi n-am mai acționat la focuri așa de mari. Erau focurile foarte mari și foarte greu am acționat. Îmi zicea, eram cu el în mașină când am trecut peste un front de floc și îmi zicea, domnul Maior, trecem repede că ne rămân cauciucurile aici. Arăta în bord 60 și cât de grade când am trecut pe lângă un front? 58 și 62 de grade. Dar am trecut foarte repede. Radiația termică în zona imediat apropiată drumului, cam asta era. Ce v-a marcat? Ce ați simțit? Spuneți-mi și dumneavoastră, cum ați simțit toată această intervenție, această acțiune? Practic, noi ne-am făcut meseria. Noi n-am mers să ne speriem de ceva. Am mers, a fost drumul foarte greu, în primul rând, și acolo nu ne-a speriat nimic. Adică am acționat întotdeauna împreună, cu aceleași principii de siguranță pe care le aplicăm și acasă. Chiar ofițerul grec ne-a recomandat să acționăm exact cum o facem acasă, după principiile noastre și după modul nostru de intervenție. Nu ne-a impus nimic. Ne-a dat doar zone în care să-i ajutăm. Și cam atât. Fapt pentru care, chiar dacă au fost temperaturi mari, știam ce avem de făcut și nu ne-am intimidat și nu ne-am speriat de chestia asta, pentru că asta este meseria pe care ne-o facem și pentru momentele ca astea ne pregătim zilnic.
în unitate. Dacă ar fi ca fiecare dintre noastre să eticheta sau să spuneți într-un singur cuvânt, unul singur, experiența trăită în Grecia, cum ați spune? Un singur cuvânt. Intens. Benefică. Am învățat ceva din Grecia. Experiență, da. Și mai am o întrebare, acum și vă feriți cu ocazia asta, să avansați la excepțional. Cât timp ați fi avut de așteptat până la avansarea la TRT? Eu personal mai aveam 2 ani până la gradul de mai. Pentru mine a fost destul de rapid, fiind avansat în urmă cu o lună de zile. La termen. La termen. Și ar mai fi avut 5 ani. Da. 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 Și din asta? Chiar un an mai aveam. Da. Mulțumim încă o dată pentru timpul acordat și felicitări.